Adrian Mutu scoate banii grei din buzunar, magistrații au decis executarea Silita Briliantului. Lovitură grea primit de Adrian Mutu. Fostul fotbalist a fost executat silit, va trebui să scoată din buzunar o sumă importantă de bani, după o decizie a judecătoriei sectorului 1. Adi Mutu a fost dat în judecat de italianca Lucia Bianco, un impresar, iar instanța din România i-a dat dreptate italiencei. Cei doi au colaborat în urmă cu mai mulți ani la transferul unui jucător la Piacenza, iar italianca l-a acuzat pe fostul internațional român ce a luat un comision mai mare decât cel cuvenit. Astfel, judecătoria sectorului 1 l-a executat silit pe Adrian Mutu, după ce Lucia Bianco a avut câtig de cauz la un tribunal în Florena, potrivit ziarului Click. Este un agent de jucători, impresar. Am făcut împreună o tranzacție cu un jucător. Ea acum vrea bani. Am avut procente, iar acum mi-acuz ce mi-am luat mai mult de pe urma transferului unui jucător fa de ea. Chestia este de vreo 3 la 4 ani. E vorba de un transfer al unui italian, pe care l-am dus la Piacenza. Nici nu mi-mai aduc aminte numele lui. Nu știu ce sunt vrea, spunea luna trecut Adrian Mutu, care acum trebuie să-i dea italien cei 13.000 de euro.